Bună seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și urmăriți știrile din agricultură. Iată care sunt subiectele acestei zile. Scandalul pe calamității din comuna Valea Stanciului a ajuns până la prefectura Dolj. Ce lămuriri aduc reprezentanții acestei instituții, aflați în câteva momente. Începând de săptămâna viitoare, țara noastră va avea o agenție pentru promovarea produselor agroalimentare. Aflați detalii în jurnal. Mulți fermieri nu au reușit să își depună cererile pentru ajutoarele de calamități. De ce s-a întâmplat acest lucru și câți agricultori doljeni ar trebui să primească aceste subvenții, aflați din interviul zilei. Scandalul pe calamității din comuna Valea Stanciului a ajuns până la prefectura Dolj. Reprezentanții instituției recunosc că în vara acestui an foarte mulți fermieri au făcut cereri pentru aceste ajutoare financiare. Prefectul a dat 6 ordine să se înființeze comisii de specialiști care să evalueze pagubele. Una dintre ele a ajuns și la Valea Stanciului și a înregistrat 11 cereri. Fermierii afectați erau însă aproape 1500. Zeci de fermieri din Valea Stanciului au protestat marți pentru a doua oară în această săptămână în fața primăriei din localitate. Oamenii erau nemulțumiți că au pierdut șansa de a primi ajutoare pentru culturile afectate de secetă și dădeau vina pe autorități, care nu i-au informat. Reprezentanții prefecturii Dolj aduc lămuriri în acest caz și spun care era procedura pe care fermierii trebuiau să o urmeze. Orice persoană interesată, fie că este persoană fizică sau juridică, depune o solicitare în acest sens la primăria respectivă, pe raza căreia are deține terenul agricol. Aceste date se centralizează la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență din localitatea respectivă și se transmit la Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau, în cazul pagubelor datorită secetii, se transmit la Direcția Agricolă Județeană. După această etapă, o comisie mixtă formată din specialiști se deplasa în teren și evalua situația, lucru care s-a întâmplat și la Valea Stanciului. Din procesul verbal al comisiei care s-a deplasat în Valea Stanciului, reiese că comisia a verificat la fața locului 11 cereri înregistrate până la data prezentului control, care a fost efectuată în data de 18.08.2015. Potrivit autorităților din Valea Stanciului, aproximativ 1500 de fermieri din comună au avut culturile afectate de secetă. Reprezentanții prefecturii recunosc că era binevenit un anunț mai insistent la nivelul comunității locale. Nu știu cum e mai bine pentru administrațiile publice locale, bănuiesc că au un sistem de comunicare foarte eficient, întrucât numărul acestor comunități locale e destul de mic. Și atunci se duce vorba ușor de la om la om, mai ales că au mai fost situații în anii anteriori în care populația, cetățenii au putut să beneficieze de anumite facilități fiscale, dar sigur că era bine să se facă un anunț mai insistent. Din datele centralizate de APIA, în județul Dolj, peste 14.000 de fermieri, persoane fizice și persoane juridice au avut culturile afectate de secetă. Începând de săptămâna viitoare, țara noastră va avea o agenție pentru promovarea produselor agroalimentare. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii Daniel Constantin, care a declarat că structura instituției pe care o conduce va fi modificată până la 15 noiembrie. Pentru ca agenția să devină funcțională, trebuie însă parcurse mai multe etape. Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a declarat că în cadrul Agenției Naționale pentru Promovarea Produselor Agroalimentare vor lucra 7 atașați agricoli. Sunt mai multe etape. Există un memorandum pe care l-a inițiat Ministerul Economiei. Nu avem astăzi, din păcate, noțiunea de atașat agricol. Memorandumul respectiv prevede extinderea numărului de atașați pe care i-are Ministerul Economiei cu 7, care vor fi practic în slujba Ministerului Agriculturii, în slujba Agriculturii Românești. Etapa a doua, care deja a demarat, este o ordonanță de urgență prin care introducem noțiunea de atașat agricol. Apoi modificăm structura Ministerului Agriculturii, creăm Agenția Națională pentru Promovarea Produselor Agroalimentare, în care aducem acești 7 atașați care sunt la Ministerul Economiei pe post de atașați agricol, a afirmat Constantin, citat de Ager Press. Potrivit acestuia, agenția va deveni funcțională după adoptarea legii parteneriatului public-privat. În momentul în care vom avea legea cu parteneriatul public-privat, vom face această agenție, astfel încât oamenii de acolo să
fie plătiți atât de stat, cât și de cei de la companii și care vor să-și promoveze produsele pe piețele terțe. E un proiect la care eu țin foarte mult și chiar dacă nu avem legea cu parteneriatul public-privat, ne-am propus să modificăm structura Ministerului Agriculturii și până pe 15 noiembrie să avem această agenție, a spus Constantin potrivit agrotv.ro. În ceea ce privește selectarea atașaților agricoli, Ministrul Agriculturii spune că vor fi organizate concursuri. Tinerii care nu au un loc de muncă au o șansă în mediul rural. Cel puțin așa crede un fermier din Mehedinți. El aduce și argumente. Satul are nevoie de fermieri, iar creșterea animalelor este o îndeletnicire frumoasă. Nea Vasile este unul dintre cei mai mari crescători de animale din comuna mehedințeană Balta. Îndeletnicirea a moștenit-o din generație în generație, iar acum are numai puțin de 125 de oi, dar crește și bovine. Ce faceți cu numărul mare de oi pe care veți? Faceți brânză, vindeți oile, miei în primăvară? Miei vândem, mai și folosim în gospodărie, dar îi vândem pe piață, brânza la fel. Aveți o piață de desfacere? Unde mergeți cu produsele pe care le aveți? Unde se poate. Piața, vedeți, la noi aici e departe de Turnul Severin. Cum putem să rezolvăm? Pe lângă lipsa pieței de desfacere, o altă problemă ar fi infrastructura. Oamenii spun că viața le-ar fi mai ușoară dacă ar exista drumuri mai bune de acces către ferme. Dar cu toate acestea, nu renunță la îndeletnicirile lor și merg mai departe, cu bune și cu rele. Mai mult, Nea Vasile spune că satul este o șansă și pentru tinerii care nu au un loc de muncă la oraș. Ce sfat le-ați dat celor care vor să se ocupe de mâine, să zic, de creșterea animalelor, de creșterea oilor? Să nu mai stea brambura prin, eu știu, prin discoteci sau prin orașe, să vină să pună mâna la muncă, să crească animale. Fiindcă deja a început să scadă șeptelul de animale și nu știu cum, de unde vor mai mânca brânză și miei peste câtva timp. Creșterea animalelor este activitatea de bază a sătenilor din comuna Balta, un loc binecuvântat de natură, în care datinile și obiceiurile au rezistat timpului și au ajuns până în zilele noastre. Cadre universitare, cercetători, doctoranți, reprezentanții instituțiilor publice și producători, cu toții s-au reunit astăzi la Facultatea de Agronomie din Craiova pentru a-și împărtăși ideile și rezultatele cercetărilor în agricultură și nu numai, totul în cadrul unui simpozion științific internațional aflat deja la a treia ediție. Manifestările au fost deschise puțin după ora 9, în aula Buia a Facultății de Agronomie, iar unul dintre subiectele abordate a fost găsirea de soluții, având în vedere faptul că populația globului este în creștere și rezervele de hrană sunt aceleași. Când planeta se încarcă tot mai tare și se pare că farfurile se golesc din ce în ce mai mult, când aproximativ 1 miliard de oameni își programează viața și masa o dată pe zi sau la mai multe zile, și când spectrul acesta al dezvoltării până în anul 2050, care ne conduce la o cifră de circa 9,5 miliarde, ne pune în situația în care va trebui să gândim și să lucrăm, să ne aplicăm în mod serios asupra muncii noastre, asupra modului cum utilizăm resursele, de așa manieră încât să putem avea rezultate. Specialiștii prezenți la eveniment au adus în discuție și numeroasele obstacole pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului horticultura doljeană. Știți că ne aflam, cel puțin eu eram și probabil și mulți dintre dumneavoastră, în sala albastră, când am luat poziție de greșeala nemaipomenită, făcută și cu prilejul a 50 de ani de la înființarea Facultății de Horticultură. Și spuneam atunci că am venit cu bucurie pentru a sărbători 50 de ani și cu tristețe că este primul an de desființare. Mă bucur să, și știu că și domnul prorector Soare a pus umărul la la continuarea tradiției acestei importante facultăți pentru horticultura românească și am convingerea că cei care lucrează aici, horticultorii din județul Doș. Împreună suntem o familie și să luptăm ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Cea de-a treia ediție a simpozionului științific cu participare internațională Dezvoltare durabilă în agricultură și horticultură va continua și mâine la Craiova. Evenimentul este organizat de Facultatea de Agronomie și Facultatea de Horticultură din cadrul Universității din Bănie.
Asociațiile crescătorilor de ovine trebuie reorganizate. Cel puțin, aceasta este propunerea Federației Romovis, care a lansat în dezbatere publică un proiect în acest sens. Faptul că în prezent există 4 federații în România, iar fiecare are puncte de vedere și interese diferite, este principalul argument al inițiatorilor acestei propuneri. Crearea unor asociații naționale pe rase, formarea cooperativelor județene care se sprijine în mod real crescătorii de ovine, accesarea de fonduri europene prin cooperative, precum și încurajarea formării de camere agricole județene, regionale, naționale după modelul francez. Acestea sunt doar câteva dintre propunerile pe care le-au lansat în dezbatere publică reprezentanții Federației Romovis. Aceștia aduc și argumente. Avem legislație precară ce nu ajută pe nimeni. Nu stăpânim evidența rapoarte prin numărul de animale, producțiile, exporturile, performanțele sau regresul anual. Nu suntem reprezentați în organizațiile la nivelul Uniunii Europene, din acest motiv suntem mințiți mereu după cum le convine autorităților. Nu avem reprezentare juridică atunci când se impune, a spus Ionica Nechifor, secretarul general al Romovis, citat de agroromania.manager.ro. Potrivit acestuia, aceste asociații naționale pe rase, cât și cooperativele se pot organiza într-o federație la nivel național, care se contribuie decisiv la îmbunătățirea activităților în cadrul sectorului ovin. În plus, prin includerea Federației în Camera Agricolă Națională, se pot prelua multe servicii ce astăzi sunt gestionate slab de către MADR și APIA, în opinia reprezentanților Federației Romovis. Propunerea a fost lansată, iar inițiatorii așteaptă și alte sugestii pentru îmbunătățirea acesteia. De ce foarte mulți fermieri nu au reușit să își depună cererile pentru ajutoarele de calamități? Care era procedura și câți fermieri dolgeni ar trebui să primească aceste ajutoare financiare? Sunt întrebări la care ne va răspunde astăzi Cătălin Roșculete, directorul APIA Dolj. Urmează interviul zilei. Domnul Roșculete, sunteți directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din județul Dolj. Un subiect pe care vreau să-l discut cu dumneavoastră ca și specialist, domnul Roșculete, este ajutorul pentru calamitățile cauzate de secetă. Au fost suprafețe mari din județul nostru și din întreaga Oltenie afectate de această secetă în această vară. Din păcate, am ajuns în această toamnă cu oameni care încă nu știau cum trebuia să procedeze ca să intre în posesie acestor ajutoare și spun că au pierdut niște bani. Vă rog să ne spuneți dumneavoastră cam care era procedura de acordare a banilor, cum trebuia oamenii să procedeze, chit că dumneavoastră sunteți doar o agenție de plăți. Da, eu pot să vă spun următorul lucru vis-a-vis de acest subiect. S-a pus căruța înaintea boilor, dacă mă întrebați pe mine ca și fost fermier. De ce vă spun treaba asta? Pentru că s-a trezit toată lumea acum că vrea calamități, iar aceste comisii și aceste probleme trebuiau făcute astă vară. Noi suntem deja în situația în care s-au terminat aproape însămânțările de toamnă pentru anul viitor. Și vorbim de o calamitate la culturile care au avut parte de așa ceva anul trecut. Nu știu cum să vă spun. Deci deja e un fenomen care s-a perpetuat, dar e numai la nivel de discuții, pentru că această ordonanță 35 la ora aceasta se află în Parlament, iar nu va trece în structura actuală. De ce? Pentru că conține foarte multe lacune. Dacă e să ne referim strict la cei care trebuie să primească bani sau de ce nu și-au făcut acele documente, eu vă spun că aceste comisii, care au fost înființate de către prefectură la nivelul județului Dolj și la nivelul fiecărui județ din țară, au mers și au verificat acele zone care au fost solicitate ca să se constate dacă într-adevăr a fost secetă sau nu. Documentele care se cer pentru acordarea acestor bani sunt foarte, foarte vaste și din punctul nostru de vedere ar trebui să se mai bage câteva. De ce? Pentru că trebuie să ne referim și la producția pe care a realizat-o fermierul în anul respectiv. Pentru că dacă noi venim și spunem că a fost secetă, să zic, la Craiova, păi cum să-i plătim noi secetă la Craiova dacă el tot a făcut 4-5 mii de kilograme de grâu la hectar? Care e cuantumul acestui secete? Dacă citim legea, vedem bine ce spune, cât la sută trebuie să reprezinte cel puțin ca să poată să intre în această situație. Mai e și următorul aspect. Toată lumea acum vrea acești bani. Eu vă spun că la nivelul județului Dolj ar putea să primească din cei 42.000 de fermieri care au depus cerere la APIA în jur de 14.000 și ceva. Ar trebui să primească. Adică gândiți-vă, e undeva sub o treime, da? E, problema e că și acești oameni
care au dreptul să primească acești bani trebuie să aducă anumite documente. Și aici mă refer la acele acte, la acele certificate de producător sau atestate, cum le spune. Dar toată lumea acum umblă și zice, nu-mi dă primăria acel atestat. Păi mie nu-mi trebuie să mi-l aduc acum, cu data asta a eliberării. Trebuie să fie avut acel atestat înaintea realizării procesului verbal de către respectiva comisie. Deci aici aș vrea să se înțeleagă foarte bine de către fermieri că nu e un drept pe care nu pot să-și-l ia. E un drept pe care a trebuit să-l ia dacă într-adevăr s-a constatat de către comisia respectivă că a existat secetă. În primul rând trebuie să aducă procesul verbal care este semnat de acea comisie, da? După aceea trebuie să aducă atestatul acesta de producător, trebuie să facă o cerere, sunt mai multe documente pe care trebuie să le prezinte la APIA, dar dumnealor deja știu în mare parte, supărarea mare e că de ce e acutare și nu e acutare. Păi ea pentru că atunci când a fost la recoltat, n-a făcut solicitarea respectivă, deoarece totuși a avut ce recolta. Și nu sunt răutăcios, credeți-mă. Era cineva obligat să înștiințeze pe acești oameni? Atâta timp cât s-a făcut o comisie la nivel de județul Dolj și încă o dată vă spun, nu a avut nicio treabă sau nu a fost factor decizional în acel moment APIA. Și vă zic de ce, pentru că această comisie s-a făcut în baza unei solicitări de la guvern, de către reprezentanții guvernului în teritoriu, adică de către prefectură. În această comisie a fost sub oblăduirea Direcției Agricole, dar acolo din ea a făcut parte reprezentant de la finanțe, reprezentant de la, mă rog, de la toate structurile din județul nostru. Adică n-a fost treaba numai de agricultură, așa cum spune legea. Eu v-am spus, legea calamității spune clar ce trebuie să cuprindă, ce documente trebuie să cuprindă dosarul respectiv. Concluzia acestei discuții ar fi că este imposibil acum ca acești oameni să mai... Da, retroactiv nu se mai poate face nimic. Eu asta vă spun, supărarea știu că e mare. V-am spus, la nivel de județul 2 din 42.000 de fermieri, ar putea să primească vreo 14.600 sau ceva în genul acesta. Dumneavoastră aveți acest număr de cereri? Da, eu am acest număr. De ce? Pentru că știu despre acele procese verbale care s-au realizat. Dar încă o dată vă spun, ca să poată să depună și să aducă acele procese verbale de calamitate, trebuie să aducă acele acte, acele atestate, trebuie să aducă documentele care stau la baza faptului că dumnealui a fost, ziceți, păgubit sub forma aceasta la momentul respectiv. Vremea va fi propice dezvoltării culturilor de toamnă. Aflați mai multe detalii din prognoza agrometeorologică. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată în cea mai mare parte a țării. Pe timpul zilei, temperatura aerului se va încadra între 4 și 16 grade Celsius, cu abateri termice pozitive, cuprinse între 1 și 6 grade Celsius în majoritatea regiunilor agricole. La nivelul solului, temperatura medie diurnă la adâncimea de 10 cm va prezenta valori cuprinse între 3 și 15 grade Celsius în toate zonele de cultură, favorabilă continuării proceselor de creștere și dezvoltare la speciile de toamnă. Se prognozează și ploi locale, dar reduse din punct de vedere cantitativ în aproape toată țara. Aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0,20 de centimetri în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare și apropiate de optim în majoritatea zonelor de cultură. În aceste condiții, ritmurile vegetative ale culturilor de toamnă se vor desfășura pe ansamblu normal pe majoritatea suprafețelor agricole. În funcție de data semănatului, culturile de orz și grâu de toamnă vor înregistra fazele de germinare, răsărire și înfrățire. Sub aspect fenologic, rapița semănată în perioada optimă se va afla la răsărire și frunzire în aproape toate regiunile agricole. Alege TV vrea să fie mai aproape de dumneavoastră. Așadar, vă așteptăm să ne spuneți sugestiile sau problemele pe care le întâmpinați în relațiile cu autoritățile. În fiecare zi, de luni până joi, puteți suna la numărul de telefon 0720 880 480 și intra în direct la emisiunea Subiectele Zilei. Moderatorii Anca Dumitrașcu și Bogdan Groșereanu vă vor prelua sesizările, iar redactorii Alege TV și ai Gazetei de Sud vor încerca să le găsească rezolvarea. Aici punem punct știrilor din agricultură. Rămâneți alături de noi pentru că urmează jurnalul regional.